Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă arăt cum am realizat acest machiaj. M-am apucat aseară pe la vreo 11 și am terminat la 3 noaptea. De asta, în videoclip se mai văd diferențe de lumină. Fermam cu lampa și ringul. Se vede un pic ciudat în unele părți diferența de lumină, dar sper totuși că a ieșit bine. Ca și bază folosesc pilul Isonanța 02, aplicată într-un strat normal, adică nu pun nici prea mult, nici prea puțin. Știți din celelalte tutoriale că baza o aplic în funcție de intensitatea pe care o vreau în machiaj. O tapotez foarte bine, nu se setează cu fard sau cu pudră, aplic fardurile direct pe bază, în colțul intern și sub sprânceană. Am folosit un pigment de la AMA numărul 600, aplicat cu o pensulă de la Leonardo numărul 26. De data aceasta nu vreau să mai folosesc bandă scotch, așa că fac schița dintr-o bază maro. Folosesc piluiți din colecția Paint. Astea au o textură mai diferită față de celelalte din colecția normală. Sunt mai groase și se usucă mat. Dar în timp durează 5-10 minute până se usucă. Și poți să le modelezi, să le blenduiești, să faci ce vrei. Ai timp până se usucă. În schimb, tinturile sau, de exemplu, Danesa, tinturile de la Danesa, se usucă foarte repede. Și dacă vrei să aplici un pigment peste, trebuie să te miști foarte repede până nu se usucă. Am făcut schița cu o pensulă de pictură, nu știu ce număr are. Dar îmi place foarte mult că e subțire și ușor de folosit. Am început din colțul extern, puțin mai jos decât ar trebui să vină o linie de tuș. N-am mers exact pe linia de corecție acolo unde ar trebui să vină linia de tuș, am făcut-o puțin, puțin mai jos. Cu o pensulă sintetică de la Bailey. Am blenduit foarte bine marginea. După, din paleta de la Piluiz Wedding Wish, nuanța cea mai deschisă de maro, am aplicat-o în pliu și am blenduit foarte, foarte bine să nu se mai vadă marginea bazei pe care am aplicat-o.
Acum, cu o bază neagră de la P. Louise, încerc să pun o cantitate mică de produs și să nu urc pe pleoapa mobilă. Puțin câte puțin, fără să apăs pe pensulă, cu mișcări de tapotare, vedeți câte puțin în bază am pus pe mână, nu am nevoie de foarte mult produs, doar cât să am o intensitate mare pentru fardul negru. Am folosit pensula de la Morphe M149 și far negru din paleta de la Perfect Carnival XL. Dacă ajunge bază neagră în pliu, nu-i nicio problemă, îl puteți șterge cu un șervețel umed și aplici puțină bază înapoi și ai rezolvat problema. De asta am spus că nu aplic o cantitate mare de bază neagră, ca atunci când mai clipesc sau deschid ochii o să nu băltească pe toată pleoapa mobilă și atunci nu prea mai ai cum să-l repari. Când e o cantitate mică, cum am eu acum în pliu, e un șervețel umed și l-ai scos de acolo. În continuarea fardului negru și în colțul extern, o să pun fard maro închis cu o pensulă pentru detalii de la Morphe numărul 149. Am văzut în comentarii că mă întrebați de unde iau pensulele pentru detalii și pensulele Morphe. Le iau direct din magazinul lor fizic și cele mai folosite sunt M149 și M515. Acum, după ce am terminat de aplicat fardul maro închis, cu aceeași nuanță pe care am aplicat-o în pliu și cu o pensulă tot pentru detalii de la Morphe M562, vin și blenduiesc foarte, foarte bine marginea fardului maro, să nu se vadă nicio diferență, nicio linie dură. Trebuie să aveți foarte multă răbdare cu partea aceasta de blending și să insistați foarte mult. Pe restul pleoapei mobile am pus un tint de la Danessa numărul 3 și trebuie să mă mișc foarte bine, repede cu aplicarea pigmentului pentru că se usucă. Foarte puțin deasupra fardului negru am pus puțin maro închis. Nu mă interesează să fie blenduit pentru că oricum o să vin cu pigmentul peste și nu se mai vede. Ăsta e un pigment superb de la AMA 526. Păcat că pe cameră nu se vede cum arată în realitate. Pigmentul ăsta e ceva de vis. Și atât de rău îmi pare că nu am putut să îl scot în poze exact cum arată în realitate. Doamne, e ceva... Nu, n-am cuvinte să-l descriu. Acum în colțul extern o să pun puțin fard de fard ca să fac trecerea mai ușoară între pigmentul de pe pleoapa mobilă și fardul din colțul extern. Am aplicat două nuanțe, unul mai închis și unul mai deschis. Cam ceva asemănător cu pigmentul trebuie să fie, cu un șervețel umed și cu o spatulă am dat formă din nou machiajului pentru că am trecut cu pensula când blenduiam. Pe pleoapa inferioară am aplicat același fard din pliu. Pe conjunctiv un creion de la Benefit care de fapt e pentru sprâncene, dar îmi place că e mai cerat și rezistă mult mai bine, se aplică mai ușor. Pe conjunctivă în partea de sus
Am aplicat Inkjet 77 pentru că se vede în poze, mai ales că eu fac doar poze close-up. Partea aceea se vede urât în poze dacă nu aplic cam nimic. După mi-am dat seama că în colțul intern se vede cam ciudat și am mai aplicat un pigment de la MAC 523 și l-am dus un pic înspre pliu. Ca iluminator am folosit un far de la Kiko dintr-o colecție de Crăciun. Nu știu exact cum se numește și nici ce nuanță are. Am aplicat foarte mult ca să se vadă în poze, bineînțeles. Și după am pus genele, un strat de rimel. Nu am filmat partea cu aplicarea genelor pentru că o să-mi fac un videoclip separat. Nu uita să mă urmăriți pe Instagram Makeup by Coco și pe grupul de pe Facebook Pasiunea pentru Machiaj.